era între 79 grade. Ceaba. Nu mai știam exact, de cât de ovalanie. Era Oradea acolo, nu? Ziceți-mi de Oradea, la ceața. Postilam între Oradea și Oradea. Cei mai mulți dintre absolvenții de liceu au ales să susțină proba la geografie. Pentru cei care au învățat, mi se pare că a fost destul de ușor. Nu știu. Eu una m-am descurcat, nu știu de ceilalți. Un subiect mai elaborat la geografie? Nu, a fost vorba despre Europa și despre România, în mare parte. Destul de ușor, au fost câteva râuri foarte asemănătoare, dar în rest... ușor, sper la 8.50 pe puțin. Ușor. La ce ai dat? La geografie. A fost chiar ușor. O oră, mai mult de oră n-ar trebui să ia cuiva să termine. Sper într-o notă mare. Da, peste 9, sper. Și la alte discipline, mulți absolvenți s-au descurcat, chiar dacă unele subiecte au fost mai solicitante. Greu, foarte greu. La ce ai dat? La biologie, vegetal și animal. M-am descurcat cât de cât. Da, se putea și mai ușor. Iei notă de trecere, nu? Cel puțin 8, sper eu. La ce ai dat? La biologie. A materia de a 11 și a 12-a. Bulete, vină puțin. Și a fost bine? Da, a fost ok. Ce a fost... notă crezi că vei da? Oricum. Aproape de 9. Nu. A fost destul de ok. Foarte ușor. La ce ai dat? La logică și argumentare. Ceva un subiect mai greu? Nu, au fost acceptabile subiectele. Aproape 200 de candidați au absentat și de la ultima probă. Pentru proba de astăzi a examenului de bacalaureat, proba la alegere din profilul studiat, din 2706 candidați înscriși pentru această probă, 177 au fost absenți. Dintre candidații care au fost prezenți, marea majoritate au ales să susțină proba la geografie, vorba de 981 de candidați, urmând biologia cu biologie vegetală și animală și anatomie, un total de 527 de candidați. Ca și prezență, v-aș putea spune că pe centrul de examen Liceul Tehnologic Nenițescu au fost înregistrați cele mai multe au fost înregistrate cele mai multe absențe, 62. Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate miercuri 4 iulie.